coada lui Herbert. Era zi de târg, dar iepurele Herbert se trezise prea târziu. S-a spălat pe față, pe dinți și s-a îmbrăcat în grabă fugind afară. Pe drum mergea grăbit și își tot spunea în gând: dacă nu voi ajunge repede la piață, cele mai bune lăptuci vor fi deja vândute. În drumul lui s-a întâlnit cu iepuraica Rona. Bună, Herbert! L-a salutat aceasta. Bună, Rona! Cum ți-ai pierdut coada? Herbert a crezut că nu aude bine, dar s-a uitat și a dat seama că Rona avea dreptate. Coada nu mai era la locul ei. Era sigur că ieri coada fusese acolo, așa că s-a uitat peste tot după ea până la piață, dar și pe drumul înapoi spre casă. A uitat cu totul de lăptuci și a mers acasă. Coada nu era nici acolo. În cele din urmă, Herbert s-a hotărât să se dezbrace. Când și-a scos pantalonii, și-a văzut coada la locul ei dintotdeauna. În dimineața aceea, se îmbrăcase atât de repede, încât luase pantalonii invers, cu spatele în față. A fost foarte bucuros să își vadă coada din nou. Graba strică treaba, s-a gândit Herbert. M-am grăbit și nu m-am îmbrăcat corect, iar din cauza asta am crezut că mi-am pierdut coada și am uitat cu totul de lăptuci și am mai umblat și cu pantalonii luați invers. Ca să nu mă mai grăbesc, voi avea grijă să mă trezesc la timp.